Minerii din Valea Jiului vor fi cuprinși în complexul Hunedoara. Guvernul a avizat înființarea complexurilor energetice Oltenia și Hunedoara, două companii pentru care executivul s-a angajat în negocierile cu FMI să le privatizeze până la sfârșitul lunii iunie 2012. Complexul energetic Hunedoara va fi format din termocentralele Paroșeni și Mintia și minele considerate viabile ale Companiei Naționale a Huilei, iar complexul energetic Oltenia va fi compus din SNLO și termocentralele Craiova, Turceni și Rovinari. Crearea complexelor energetice Oltenia și Hunedoara este inclusă și în ultima scrisoare de intenție încheiată de guvern cu FMI la finalul misiunii de evaluare din iulie-august. Conform documentului convenit cu FMI, noile companii energetice vor fi privatizate până la finele lunii iunie 2012. Cei care au nevoie de servicii la cimitirul central din Petroșani se pot adresa de joi la primărie. Acolo a fost deschis provizoriu un birou după ce fosta clădire care a adăpostit sediul administrativ al cimitirului a fost demolată. În momentul de față, vechiul birou se demolează. Pe viitor se va amenaja un alt birou mai modern, mai frumos. Unde vă pot găsi cei care doresc să ajungă să ia relații de la dumneavoastră? Cei care doresc și au probleme la cimitir, indiferent că e mormântar sau alte probleme, mă găsesc la primăria municipiului Petroșani, camera 23. Programul este aceeași între orele 9 și 14 sau pentru orice eventual, pentru relații, sunt telefoanele afișate la poartă și să mă caute. Reconstrucția noului sediu va începe imediat după ce va fi finalizat gardul împrejmuitor și dacă vremea va fi prielnică. În plus, lucrările de amenajare continuă și acum în cimitir, deoarece se fac ultimele pregătiri pentru 1 noiembrie. Cazul minerului de 43 de ani care a murit în ultima zi în care mai lucra la Livezeni nu va fi cercetat ca accident de muncă. Inspectorii ITM spun că au făcut verificări preliminare și că omul era în concediu în ziua când a fost surprins de tren în stația Lunca Jiu de lângă mina Livezeni. Având în vedere că nu știam dacă omul era în timpul serviciului, dacă era în drum spre casă sau de acasă la serviciu ca să fie accident de traseu, un coleg de-al meu a făcut cercetări preliminare, dar din cercetările noastre a rezultat faptul că omul se afla în concediu și ca atare, nefiind în timpul programului de lucru, nefiind pe traseu normal de deplasare spre muncă și de la muncă la servici, nu se încadrează ca eveniment pentru a fi cercetat de către ITM, dar va fi cercetat de către organele de poliție. Minerul de 43 de ani din Petroșani a murit sub ochii medicilor de la Spitalul de Urgență din Petroșani după ce a fost lovit de un marfar în dreptul trecerii de nivel cu calea ferată din cartierul Aeroport. El mai avea 2 ani până la pensie și, după o viață în fundul minei, a sfârșit sub roțile trenului care circula pe ruta Petroșani-Târgu Jiu în dreptul haltei Lunca Jiului aflată la câțiva metri de mina Livezeni. Poliția din județul Hunedoara a demarat o campanie intitulată Tu cui dai accept pentru a preveni pornografia infantilă pe internet. Totul se desfășoară în colaborare cu Agenția Națională împotriva traficului de persoane. Cei vizați sunt tinerii, asta pentru că peste 80% dintre tinerii care utilizează internetul au conturi pe unele rețele de socializare, iar frecventarea acestor site-uri îi predispune la transmiterea unor informații personale, fotografii, discuții cu persoane pe care nu le cunosc în viața reală. Scopul campaniei este informarea copiilor și a părinților lor cu privire la riscurile ce pot apărea pe internet și modalitățile de prevenire a acestora. Anul trecut, polițiștii au realizat un sondaj de opinie la care au participat 903 elevi de gimnaziu care știu să utilizeze internetul din 46 de școli gimnaziale din țară. Iar prin răspunsurile elevilor s-a constatat că pentru un procent de peste 80%, internetul este important sau chiar foarte important. Accidentul colectiv de la mina Petrila de acum 3 ani creează neplăceri inspectorilor ITM. Ileana Bodea, șefa serviciului din Valea Jiului, spune că s-a trezit în repetate rânduri, acuzată în presă pentru diferite cauze legate de accidentul în care au murit 15 ortaci, iar acum le cere public celor care o denigrează să îi dea un drept la replică. Asta pentru că acuzațiile ce au fost aduse pot fi demontate cu dovezi, iar instituția pe care o reprezintă a fost denigrată. În primul moment am încercat să le înțeleg demersul, fiindcă acuzațiile sunt grave,
dar continuând cu denigrările și afectarea imaginii, atât a mea cât și a inspectoratului, dacă se continuă, nu ni se dă dreptul la replică, o să fim nevoiți să luăm pozițiile legale, datorită faptului că acuzațiile pe care le-au lansat, numai că noi le putem demonta și nu le demontăm prin, numai prin simpla mea voce, ci prin probe, prin martor, prin documente. Și aș putea spune că nici n-ar fi nevoie de acest lucru, datorită faptului că tot ce au lansat pe posturile de televiziune și în anumită presă, chiar a fost judecat în 4 instanțe de judecată, iar instanțele de judecată ne-au dat dreptate instituției. Și un singur lucru, deci două lucruri vreau să vă spun. În primul rând, cercetarea accidentului de la Petila nu s-a făcut de către ITM Petroșani acum, așa cum invocă, ci cercetarea s-a făcut conform legii de inspecția muncii. Nu știu de ce încearcă să denigreze acest colectiv. Vreau să spun că încă din prima zi de cercetare acestui eveniment s-a încercat intimidarea noastră zi de zi. Nu am fost intimidați de 3 ani de zile și nu o să ne lăsăm intimidați nici acum. Aștept încă să fim invitați pentru a putea da dreptul la replică, așa cum ar fi normal, fiindcă nu este normal să dăm un drept la replică în presa care nu ne-a acuzat. Așteptăm, așa cum este normal, dreptul la replică în același format, la aceeași oră de audiență, să-l putem da la același postul de televiziune și în aceeași presă, în condițiile care nu ni se va oferi acest drept, promitem că vă vom da toate informațiile pe care opinia publică trebuie să știe, să fie informată. Dacă acuzațiile vor continua, Ileana Bodea spune că va ajunge până la a-i acționa în instanță pe cei care fac asta. În condițiile în care se continuă cu denigrarea mea și a instituției, normal că va trebui să facem acest lucru, fiindcă nu este permis să se întâmple așa ceva fără să ni se dea posibilitatea de a ne apăra. În mai multe rânduri, Ileana Bodea spune că a fost denigrată în presă sau la posturile de televiziune locale, acolo unde au fost invitați și cei 3 acuzați și cercetați pentru accidentul colectiv de muncă. Șoferi amendați și defecțiuni foarte grave la mașini. Asta au descoperit polițiștii în Valea Jiului în urma unei razii care i-a vizat pe transportatorii în regim de taxi. Cel puțin 12 sancțiuni au fost aplicate proprietarilor de mașini și suma totală a amenzilor a ajuns la 8.000 de lei. Cu prilejul acțiunii au fost depistați 2 taximetriști autorizați să desfășoare activități de transport de persoane în regim de taxi pe raza municipiului Vulcan, care efectuau transport public de persoane în afara localității de autorizare. În aceste cazuri, pe lângă sancțiunea contravențională în valoare de 1.000 de lei pentru fiecare, s-a dispus și măsura suspendării dreptului de utilizare a autovehiculului prin ridicarea certificatului de înmatriculare și a plăcuțelor cu numerele de înmatriculare. Razia s-a desfășurat într-o singură zi și, în plus, au fost depistate în trafic și taxiuri cu defecțiuni grave.